Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod o să vă zic 5 lucruri de care să nu le faceți niciodată în aplicația Multiplayer Master. Ce e Multiplayer Master pentru cei care n-au găsit-o? Este gratuit în App Store sau în App Store și Play Store. Această aplicație vă folosește, adică Multiplayer Master, vă folosește de Minecraft-ul vostru. Dacă nu aveți Minecraft pe, nu merge. Dacă aveți, puteți să vă jucați. Și acel joc, hai să vă arăt pe ce e bazat. Jocul acela este bazat pe să scriezi tu o lume în care să vin player din Minecraft, adică cum se joci online, cum ați fi. Sau poți să intri pe mapele oamenilor să te joci. Desigur, eu mai m-am jucat această aplicație și îmi place foarte mult. Am făcut o grămadă de prieteni și sper să vă faceți și voi. Bun. Vreau să vă zic că o să vă zic 5 lucruri de care, cum am spus și la început, 5 lucruri care să nu le faceți niciodată atunci în Multiplayer Master când vă jucați pe Survival. Hai să începem. Bun. În primul rând, este prima soluție și care cred că toată lumea știe, dar unii nu știu. Primul. Dacă să nu lăsați niciodată ironul la prăjit nesupravegheat. Desigur, tu normal ai minat o grămadă de iron, să zicem. Să zicem că eu am minat 32 de fier pe Multiplayer Master și le-am pus la să se facă lingouri. Dar niciodată să nu plecați. Pentru că dacă vă duceți la mine sau unde să vă taiați copacii, când vă întoarceți, fierul e furat. De ce? Pentru că unii player, cei care au intrat pe server, ei o să vină la tine, adică o să vină, o să se plimbi, o să caute, așa se plimbă unde să-ți fac casa și găsește acel furne. Și el normal ia alea și fuge. Și le prăjește la el. Și își face el armură. Niciodată să nu faceți asta. Deci niciodată să nu lăsați aerul nesupravegheat. Pentru că poate vine cineva și se fură. Normal că el... Da. Da. Hai să trecem la a patra chestie care să nu faceți. În Minecraft Multiplayer Master. Așa mai zic și eu. Mai zic și eu uneori Minecraft Multiplayer Master. Bun, hai să lăsăm părțile și hai să zicem. Deci, al patrulea este dacă știți, dacă aveți niște, dacă sunteți oameni care au luat diamante și aveți jumătate de inimă și ați luat o grămadă de diamante și niciodată să nu vă puneți la bătaie cu unul, adică dacă să zicem că avem 5-4 inimioare, dacă te lovești odată, fugi. Da, pentru că de la 4 inimioare, 10-3 inimioare jumate, dacă îți taie, te omoară și poate vine până la o inimioară. Fugi, deci nu mai stai. Fugi! Deci, dacă stai, mori. Pentru că, bine, dacă este protect item, știți că dacă sunteți hostul serverului, puteți să dați protect item. Dar dacă nu este, fugiți. Deci, niciodată să nu vă puneți la bătaie cu unul care v-a lovit în voi. Pentru că poate avea multă viață și vă moară. Și vă ia diamantele. Da, și ar puteți să fugiți până vă duceți pe stânga și vă ascundeți și el nu mai vă găsește. Cam, da.
Hai să zicem la a doua chestie. Asta n-a fost bine. Bun, a doua chestie este... Stai un pic. Da. Bine. Bine, a doua chestie. Îmi pare rău pentru asta, dar astea sunt failurile mele. Da, am avut și niște failuri. Am pus niște failuri. De fapt, am uitat ce să spun atunci. Pentru că am mai făcut de câteva ori videoclipul și am putut să iau părți și să le pun acolo. Da, nu contează. Bine, de fapt am oprit și am făcut reacțiile atunci. Am greșit. Acum. Bun, a treia chestie este nici dacă aveți, da, să nu vă faceți niciodată un cufăr în casă. De ce? Pentru că poate cineva vine la tine și îți fură tot. Patul, tot. Și ce să faci? Bun, să ajungem la a treia chestie. Deci, a doua chestie, dar a treia chestie. Deci niciodată să nu vă faceți patul, bine, patul puteți să-l pune acolo, dar dacă zice cineva să n-are pat, îi luați patul și ta. Și să nu vă niciodată chestii în chest. Pentru că voi alții astea, pentru că de unde să fii securizat chestul. Bun, a doua chestie, dacă ești host, nu ești slab. Mulți dintre oameni simt că mulți oameni zic bine, mulți oameni zic că hostul e un fel de hacker. De fapt, da, este. De ce? Pentru că el normal poate să facă ce vrea în mapa lui, dar e mapa lui și ca un fel de hacker, dar numai că controlabil. Hacker controlabil. Controlabil. Asta nu are nicio logică. Ok. Nu are nicio logică. Bun. Hai să trecem la ultima chestie. Ultima chestie este că putem... Ultima chestie este că 1. Ultima și care nu cred că vă place. Asta cred că e un pic ciudat, dar... Distrați-vă! Nu-mi pasă!